Tatăl Passat, care nu e o noutate, dar contrazimă. Chiar dacă modelul nu este o noutate, noi avem noutăți apropo de Passat. În grila de motorizări am schimbat absolut totul ce înseamnă diesel, s-a trecut pe common rail. Odată cu această tehnologie am ajuns și la nivelul de normă de poluare Euro 5, un lucru bun pentru clienții noștri, deoarece discuțiile duc către o taxare la tot ce înseamnă normă de poluare sub acest Euro 5, astfel încât clienții noștri vor reduce din costuri. Mai mult decât atât, aceste motorizări common rail, două la număr pentru moment, 2.0 TDI 110 cai putere, practic am înlocuit acel 1.9 TDI de 105 cai putere, și 2.0 TDI în aceeași variantă de putere de 140, dar common rail de această dată sunt mult mai silențioase, avem un consum de carburant redus și, bineînțeles, emisiile poluante iarăși sunt reduse. Tot ce înseamnă motorizare pe benzină se va trece ușor-ușor către Euro 5. Avem același motor de 1.8 TSI-ul de 160 de cai putere în gama noastră și, bineînțeles, celelalte motorizări TSI. Eu spuneam la început, când am făcut trecerea de la CC la Passatul clasic, că pe străzi, cel puțin pe străzile Bucureștiului, Passatul ca model este cel mai des întâlnit. Chiar mai des întâlnit decât Golful. Este într-adevăr o mașină, un bestseller în clasa aceasta. Passatul a depășit orice înseamnă clasa limuzină la vânzări în ultimii ani. Are mai multe variante, drept dovadă CC-ul a fost varianta sportivă, ultima apărută. Mai există într-adevăr și variantul, practic break-ul de la Volkswagen. Cum de nu s-a născut nicio variantă sport la Passat? Sau există, sau un VR6 cândva? Există în continuare o variantă sport, se numește Airline. Este o variantă de 3000 FSI, 300 de cai putere, cuplată la o cutie automată DSG și cu tracțiune integrală 4Motion. Nu vorbim de CC, vorbim de Passatul. Vorbim clasic. De Passatul normal, R36 este denumirea. Unde este? Pe Passatul CC există aceeași configurație de motorizare, cutie și transmisie. Este pe străzi, îl găsim pe străzi, R36-le. Într-adevăr, într-o pondere mai scăzută, deoarece nu este un motor foarte, foarte mult vândut. Deci acel Passat, da, tare aș vrea să-l văd, să-l cunosc. Hai să vorbim puțin despre prețuri. Dacă este atât de des întâlnit, asta înseamnă că este abordabil ca preț. Deci nu mă aștept să dau 40.000 de euro pe un Passat? În niciun caz. În perioada aceasta avem o ofertă în derulare, se numește Traveler, pentru Volkswagenul Passat. Această ofertă vine cu un avantaj dublu către client. Odată dintr-o reducere echivalentul la 2000 de euro față de prețul de listă și, pe de altă parte, un standard mult mai bogat. Încă de la primul nivel de echipare, cel de față de aici, Trendline, avem dublu climatronic, avem jante din aliaj ușor, faruri de ceață, volan în piele, deci se observă un standard mult mai bogat. După cum observăm, mașina din imagine, un 2.0 TDI 110 cai putere, este la un preț de 19.700 de euro, cu TVA cu tot în urma acestei reduceri. Deci? Un preț foarte, foarte competitiv pentru clasa aceasta, pentru limuzină. Criza a atins vânzările de Passat? Criza, chiar dacă s-a simțit în vânzările auto, clasa de limuzină nu a fost la fel de mult atinsă ca alte clase, fiind totuși o clasă aproape de segmentul premium. Da, dar la prețul acesta, această mașină, deși se înscrie în clasa business, către premium, da. N-aș spune că e chiar premium. Nu, nici nu se dorește a fi o mașină premium, dar ca orice alt model Volkswagen, se poate personaliza. Astfel încât acest preț este un entry level pe acest model și se poate ajunge până la acel R36 de care vorbeam mai devreme. Acela care îmi provoacă palpitații cardiace. Înțeleg. Vreau să spun că deși este un model mai degrabă business, sau este de fapt un model business class, datorită prețului el coboară foarte mult sub acest nivel, ajungând la sub pragul de 20.000 de euro cu TVA. Exact. Și totuși, care este clientela acestui model? Clientela acestui model se regăsește foarte mult în middle management, deci poziții de conducere, dar în același timp și familii.
care au nevoie de un spațiu interior. 5 persoane pot călători fără niciun fel de problemă, chiar un confort ridicat în această mașină. Un portbagaj foarte încăpător, avem 560 de litri, deci mai mare decât chiar Golful Variant. Foarte interesant. Presupun că modalitățile de finanțare sunt aceleași ca la toată gama Volkswagen, deci nu are rost să mai aceleași modalități, atingem. Bineînțeles, în această perioadă acea ofertă Porsche Leasing 10 ani, o ofertă aniversară a colegilor de la Porsche Leasing, prin care există o reducere de 10% la dobândă, taxe de management și comisionul de logistică. Deci să tot vii în marea familie Volkswagen. Mulțumesc, Dragoș. Cu plăcere. Presupun și noi vă așteptăm. Am încheiat minunatele modele Volkswagen. Asupra celorlalte modele pe care le vom ilustra, totuși nu vom mai accentua, pentru că le-am discutat deja la Porsche București Nord. Suma respectelor mele, ca să folosesc formula mea preferată de salut, și aici ne luăm și rămas bun. La revedere!